jumate când ai cunoscut-o pe superba ta soție, pe Betty. Da. Știai că este fata lui Sorinel? Evident. Și cum am întâlnit-o? Chiar într-o zi mare. Prima dată ne-am întâlnit în zi de Florin. Au fost în vacanță și aș vrea să auziți ce-am adus eu de la Saudiți. Mă plimba pe stradă, mă opiniște și aici. I-auzi bătea cu secret aici. Ți-ai luat și palme de la Socrates? Cum să nu? Și dacă ar fi și acum, ce? Ia cu Sorinel, aia bă, termin. Și acum, dacă ar fi, ce are tatăl meu, ce? Unde dă tata crește? Exact, ești și l-am crescut. La mine acolo, frate, mi se juca barbut. Frumos. Tată, nu, ia zi, nu da din tată, fără de astea, tată, ne faci. Tată. S-au prescris, tată. Tu de-am prescris, tată, nu de-am mai. Dar erai bun sau erai bun sau doar participai? Nu, frate, jucam. Nu, eram mie, nu știu, jucam. A văzut până la un. Da, făceam parcări, dar frate, făceam parcări. Scuză-mă, făceam mișo de tine, băieții, da, parcări, ce? Deci au parcări. Prin parcări, pac, dă-i bagul aici. A, asta făceai, bravo! Înțeles, după aia făceam bani mai mulți, că mama nu putea să-mi dea ce le-am, 10 lei, 20 de lei, normal, maxim. Fac. Oricum, mai întâi am 5 lei, că era mai puțin, era, avea altă valoare bani, știi? Dacă l-ai, spun, dacă l-ai prinde pe băiatul tău, Alex, cu o înșeală pe Betty, cum ai reacționa? În primă fază, aș evita cât se poate ca să nu ajungă la urechile de fata mea. Da. După care, aș purta o discuție bărbătească, probabil. Da, ca prieteni. Da. Băi, tată, nu e ok. Și pe urmă și ca părinte, și ca prieteni, și că familia este totul și de restul cunoștințe. Ce nu i-a iertat vreodată lui? E ceva să nu ierți, adică ceva grav, să nu poți să ierți. Nu există. Nu? Da. Există vreun părinte să nu-și... Dacă hai că nu să zicem, mai pus întrebarea asta unde sunt ginele. Da. Dar având în vedere la relația care am cu el, deci asta este tată fiu, asuma, da. Spun, tata, am greșit, iartă-mă. Da. Până la urmă, ce să fac? Iartă-mă. Romeo și Julieta, dacă era un țigan, aoleu, măi Romeo, să te sculca Romeo, făcea ero în zevan. Eu, dacă nu eram cântăreț, tu ai spus-o mai devreme. Eram pungaș. Pungaș? Da. Ia uite, o tăiem la montaj pe asta, Sorinel? Telefonul, banii? Da, nu mai am cardul ăla.